În Mehedinți a început astăzi cea de-a doua etapă de vaccinare. Centrele de imunizare au fost dotate și sunt funcționale încă din data de 15 ianuarie, iar doar astăzi, la nivelul municipiului, 180 de beneficiari vor fi vaccinați. Cea de-a doua etapă de vaccinare a început astăzi în Mehedinți. La nivelul județului, 6 centre de vaccinare sunt disponibile, iar la nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin sunt funcționale și dotate încă din data de 15 ianuarie. Severinenii au fost receptivi încă de la primele ore ale dimineții, iar tot mai multe persoane vârstnice, dar și cele cu boli cronice, sunt dornice de a se vaccina împotriva acestui virus. Am dorit să fac vaccinul în ideea de a mă proteja și de a proteja, într-adevăr, populația și pentru o viață cât de cât normală, pe care mi-o doresc din tot sufletul. Pentru aceasta am făcut vaccinul, pentru sănătatea și a mea și a tuturor concetățenilor mei. E cea mai bună soluție. Pe moment ce ați simțit, a durut? Începutura unei țințare. Nu a durut absolut deloc, pe mine cel puțin nu m-a durut deloc și cred că e cea mai bună soluție pentru toată omenirea de a face vaccin. Singura soluție de a scăpa de pandemie și de moarte. Începând de la tineri până la cei mai în vârstă. Și cred că asta e singura soluție. Doar la centrul de vaccinare organizat în incinta stadionului municipal vor fi vaccinați astăzi 120 de beneficiari, iar la cel de-al doilea centru, respectiv la sala polivalentă, vor fi prezenți încă 60 de beneficiari. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică în Mehedinți îndeamnă populația să se vaccineze atât pentru binele propriu cât și al semenilor. Toți aceștia precizează faptul că la nivelul județului 360 de doze pe zi vor fi administrate. Suntem mulțumiți și pentru faptul că avem alocate 6 fluxuri la nivelul județului. Asta înseamnă un număr de 360 de doze pe zi și ne bucură faptul că este o complianță foarte bună din partea persoanelor vârstnice și a pacienților cronici la acest moment. Toate sloturile, adică toate pozițiile disponibile pe fiecare centru în parte sunt ocupate. Aici sunt la stadionul municipal 120 de beneficiari care vor fi vaccinați astăzi. La sala polivalentă sunt 60 și tot câte 60 în celelalte fluxuri de pe raza județului. În ceea ce privește modul de desfășurare, am reușit cu colegii din medicina primară, cărora țin să le mulțumesc în mod expres, pentru că ne-au ajutat și sunt alături de noi. Ne trebuie câte 4 medici pentru fiecare zi ca să putem realiza echipele în toate centrele de vaccinare și sper să ne descurcăm la fel de bine cum ne-am descurcat pentru faza 1. Cu sprijinul autorităților locale, centrele de vaccinare sunt disponibile cu toate dotările necesare. Atât primarul municipiului Marius Creciu, cât și reprezentantul guvernului în teritoriu Cristinel Pavel au oferit sprijinul necesar, întrucât sănătatea cetățenilor este primordială. Împreună cu prefectura, cu domnul prefect și cu Direcția de Sănătate Publică facem front comun să cât de cât să punem stabilă acestei pandemii, acestei nenorociri care a cuprins întreaga lume și implicit și Drobeta Turnu-Severin. Ați văzut, ne-am implicat și în primăvară, atunci când a fost nevoie de igienizare, când a fost nevoie să intrăm în tot orașul, să stropim în fiecare scară de bloc. Același lucru îl facem și acum cu vaccinul. Ne-am manifestat dorința și posibilitatea, dacă mai e nevoie de încă un centru, de încă un flux de vaccinare, primăria pune la dispoziție toate mijloacele necesare să mai avem încă un centru în plus. Acum rămâne la ce dorește sau cum se gândește Direcția de Sănătate Publică. Noi avem disponibilitate să sprijinim și îi sfătuiesc pe severineni să se vaccineze. Eu personal consider că acest vaccin poate să fie o salvare a noastră, ne poate ajuta. Am vrut să verific astăzi și o să verificăm în continuare modul cum se desfășoară acțiunea de vaccinare, etapa a doua, și să vedem dacă e nevoie să mai facem mici corecții și de ce probleme mai pot să apară pe care le putem rezolva din mers. Trebuie reținut faptul că avem un vaccin sigur, eficient,
îndemn populația județului, populația municipiului să se programeze, să vină să se vaccineze fără niciun fel de teamă, pentru că este singura armă cu care putem lupta cu acest virus parșiv și foarte periculos. Persoanele care se adresează centrelor de vaccinare trebuie să fie programate, iar în ziua vaccinării să se prezinte cu actul de identitate. Pentru cea de-a doua etapă de vaccinare, persoanele eligibile sunt adulții cu vârstă de peste 65 de ani, persoane aflate în evidență cu boli cronice, dar și lucrătorii care desfășoară activități în domenii cheie.